Forțe de ordine mobilizate la nunta lui George Simion. Autoritățile sunt în alertă pentru a nu fi incidente la evenimentul unde sunt așteptate 10.000 de persoane. De la fața locului ne spune mai multe colega noastră, Roxana Ciucă. Roxana, te ascultăm. Bine te-am regăsit, Radu, bună ziua din nou, stimați spectatori, o transmisiune cu totul și cu totul specială, pentru că aici, la fața locului, este o adevărată desfășurare de forțe, stimați spectatori. Deja cei de la IGSU au descins, ANAF-ul este așteptat să vină și să facă control. Să știți, doamnelor, domnilor, că vor fi foarte multe ambulanțe aici, pentru ca nu cumva vreunei persoane să îi se facă rău. Mai mult decât atât, drumul către Măciuca a fost cumva presărat de incidente, pentru că sunt foarte mulți copaci care în momentul de față trebuie să știți că se toaletează, ca nu cumva mâine când ajung, iată, invitații să le cadă vreun pom în cap. Așadar, haideți să vă vorbesc un pic și despre ceea ce se întâmplă aici. Aceasta este portița Arcada, pe unde vor trece mirii. Iată, stimați spectatori, au fost amenajate de altfel și scaunele pe care vor sta invitații. Asta după ce vor participa la slujba religioasă care va avea loc fix în biserica pe care dumneavoastră o vedeți aici. Vă spuneam că sunt, să știți, foarte mulți jandarmi, foarte multe forțe de ordine și mai mult decât atât, mare atenție la ceea ce am să vă spun acum. Anumite surse vin și afirmă că la nunta lui George Simion ar putea să fie infiltrate anumite persoane care să-i strice marele eveniment liderului de la aur, pentru că știm prea bine de-a lungul timpului George Simion a intrat în conflict cu mai multe persoane și da, este posibil să se întâmple acest lucru. Acesta este și motivul pentru care, vă spuneam, la fața locului vor fi mobilizate foarte multe persoane. E, că nu puteam să nu mă pun și eu în acest leagăn în care, evident, își vor face fotografii toți cei care vor veni la acest eveniment, dar poate o vedem mâine și pe Ilin. Aici sunt toate lucrurile acestea amenajate de atelierul de decoruri. Iată, stimați spectatori, avem aici și un pian, la fel, pentru ca toți invitații să se simtă bine, pentru ca toți invitații să vină și să facă fotografii. Eu nu mă pricep să cânt la pian, însă mă pricep să vă arăt tot ceea ce este frumos aici și să vă spun că toate motivele să rămâneți alături de noi pe România TV. Vă mai arăt, stimați spectatori, Roxana lucrează de zor, tiza mea, la această carte, în care toți cei prezenți își vor trece aici la final gândurile. Așteptăm și noi ca acest eveniment, așadar vă spuneam, să se desfășoare fără pic de incidente. Strada care, pe care se organizează acest eveniment, strada pe care se intră pentru acest eveniment, trebuie să știți că mâine va fi închisă. Este o cerere depusă în acest sens la primărie, pentru că vor fi și rute ocolitoare, da? De aici drumul care duce de la Craiova spre de la Vâlcea spre Craiova, așadar va fi restricționat. Urmărim îndeaproape desfășurarea evenimentelor. Încheiem cu acest peisaj superb. Rămâneți pe România TV în Jurnalul Viitor, o transmisiune dintr-un alt loc, de-a dreptul fabulos.